Bună ziua, numele meu este Florin Dumitrașcu și vom face astăzi zona de mobile. Vom vorbi de aplicațiile care se încadrează în platforma ArcGIS în această zonă. Vom începe cu aplicația Workforce for ArcGIS, aplicație care coordonează fluxul de lucru a persoanelor din teren, permite conștientizarea locației, creează și administrează sarcinile din teren. Această aplicație se accesează prin browserul web de către administratorul de la birou pe baza unui utilizator și a unei parole, cât și de persoanele din teren prin cadrul unei aplicații native care se instalează pe dispozitivele mobile. După ce se configurează aplicația, putem crea anumite proiecte astfel încât să administrăm anumite liste, și anume lista aceasta de to-do, prin raportarea locației. Putem naviga direct către locațiile dorite pe hartă sau să înregistrăm și să actualizăm anumite seturi de date cuprinse în harta din Collector for ArcGIS sau din chestionar de tip Survey 123. Se adresează organizațiilor mici cât și organizațiilor medii către organizații mari. Vedem că dorește înlocuirea fluxului de lucru utilizând hărți printate și se integrează complet cu aplicațiile ArcGIS de teren. În cadrul organizațiilor medii către organizații mari, completează sisteme de gestionare a lucrărilor, se integrează cu Python Scripts în GitHub și poate și deține oportunități parteneriare, adică integrarea cu alte sisteme, cât și soluții personalizate. Workforce for ArcGIS suportă ArcGIS Enterprise, distribuie informații din Workforce către aplicațiile ArcGIS, anume că descrie acea locație a ID-ului de lucrător, a persoanelor din teren, permite atașarea de conținut media sarcinilor de lucru, spre exemplu, dacă atribuim un nou task unei persoane în teren, poți să aduc o descriere la ce cuprinde taskul respectiv, cât și un conținut media, o poză sau un videoclip. Următoarea aplicație este Collector for ArcGIS și aici vorbim de Collector for ArcGIS din versiunea beta, nu vorbim de Collector Classic, care permite eficientizarea fluxului de lucru, funcționează oricând, oriunde și deține și acuratețea îmbunătățită a datelor, comparativ cu Collector Classic. Vedem că deține anumite capabilități lansate, și anume deținem hărți mai bune pe telefoane, avem o etichetare și o simbologie avansată, suportă Arcade, limbajul Arcade, cât și basemap-ul de tip vector. Deține îmbunătățirea experienței de colectare, și anume deține editare de precizie, tastare redusă în atașarea conținutului media, cât și editare câmp obligatoriu. Experiență nouă în zona de offline și aici la Collector Classic, dacă ați lucrat cu el și îl cunoașteți, ați văzut că nu puteți să aveți decât o hartă în offline pe telefon stocată. Aici nu mai este cazul în colector din beta, versiunea beta, deoarece pot adăuga mai multe hărți pe mai multe zone în zona aceasta de offline. Permite și autosync. Ca și capabilități noi, vedeți că avem setări de unități, direcție, navigare, compas, înregistrare audio sau chiar căutare în câmpul de tip barcode. Deține formulare inteligente, suportă barcode, adică putem să scanăm un cod de bare. Permite expresia Arcade, acuratețe îmbunătățită, vă ziceam, suport pe Z, cât și transformări pe gri sau integrare cu aplicații de la Trimble de tip nTrip. Collector for ArcGIS, aplicație corectă, iOS lansat pe versiunea iOS lansată în decembrie, paralel Collector Classic, deține și alte platforme, în Android este în continuare în versiunea beta, cât se poate și configura pe Windows 10. Colectarea locațiilor prin GPS offset. Colectorul dorește să meargă în zona aceasta de precizie și merge și utilizarea offset-ului în cadrul aplicației. Să atribuim un punct la o distanță față de locația noastră. Ce urmează? Să extindem colector clasic utilizând schema URL și anume EOS Position și Razor Technology. Se integrează cu EOS AROS GNSS Receiver, putem să folosim și Razer Rangefinder cu True Pulse, Encoder, Tripod, Bipod sau RangePod și ca somn necesar putem să avem acest corector clasic și aplicația EOS Tools Pro versiunea 1.7. Aici avem toate companiile cu care colector
se poate integra prin aplicațiile deținute de dânsii. Următoarea aplicație este aplicația Explorer for ArcGIS. Permite vizualizarea de hărți oriunde, oricând, identifică puncte de interes pe hartă și creează și partajează marcaje. Practic, ce face Explorer nu este ca și Collector să editeze setul de date, ci creează marcaje peste seturile de date sau peste basemap-ul din harta noastră, astfel încât să mergem în acea zonă să îmbunătățim ceva. Explorer deține capabilități, după cum se vede, creare de markup, partajare markup, hărți de fundar, schimbare de hărți de fundar, putem crea semne de carte sau să căutăm în propriile noastre date, în straturi tematice, măsurare și busolă. La creare markup se utilizează două opțiuni, se pot utiliza, de fapt, două opțiuni. Este un screenshot care se realizează la nivel de imagine a telefonului mobil sau a zonei pe care mergem noi în teren, sau se poate crea un markup, astfel încât markup-ul respectiv să fie scris într-un serviciu web, iar acel serviciu web să poată fi adăugat într-o hartă. Se poate utiliza și în mod offline, permite capabilitatea de a descărca hărți pe dispozitivul mobil, dar hărțile vedeți că sunt de tip MPK. Deține funcționalități similare cu ale aplicației Collector, accesare detaliată a hărților ArcGIS, furnizează hărți și date contractorilor de proiect. Ultima aplicație este Dashboard sau panou de control, aplicație care încearcă să adauge toate datele într-o singură hartă, practic să avem toate seturile de date, toate serviciile web la nivel de singură hartă. Și vedem că putem să aducem date din timp real, putem să aducem date de la senzor, locații GPS, date de tip GIS Server, și anume extensia din GeoEvents, spre exemplu, sau conținut online și servicii. Funcționalități: este utilizat pentru vizualizarea datelor, deține o hartă în spate, deține legendă, serial chart, putem crea charturi, putem crea indicatori, putem crea liste, putem avea și instrumente care interacționează cu harta sau putem crea anumite dashboard-uri preconfigurate între ele prin filtre. Ce este interesant la zona aceasta de dashboard acum, de ceva vreme, permite și vizualizarea claselor de relații. Dashboard Patterns of Use, administrare și monitorizare, oferă imagine de exemplu a evenimentelor administrate, gestionează situațiile de urgență și vizualizează bunurile. Haideți să intrăm în zona de demo. Și anume, o să avem o hartă. Practic am plecat de la această hartă cu un set de date. Este un set de date în zona de gaz. Ce este cu verde sunt niște conducte, iar ce avem punctele cu culoarea maro sunt iar ce avem cu punctele mici sunt reprezentați de consumatorii noștri din hartă. Punctele cu galben sunt puncte semnalizate prin intermediul aplicației Survey 123, și anume vrem să vedem acolo unde se înregistrează anumite probleme. Utilizatorii rețelei noastre de gaz, cum am făcut eu demo, ar trebui să semnalizeze aceste probleme prin aplicația Survey 123. După ce public serviciu, am creat datele, am un serviciu web, am o hartă web, pot să public fie ca și web, nu intru în detalii aici, sau pot să public fie ca și serviciu, doar ca și serviciu web. Datele se publică în contul meu de ArcGIS Online și am denumit o hartă care se numește hartă colector gaze. Ce o să fie diferit, o să vedeți că în ArcGIS Pro n-am intrat pe simbologie foarte mult, pe când aici am schimbat puțin simbologia și elementele sunt simbolizate diferit. Acum o să mergem în această zonă de colector și putem să deschidem harta respectivă, dar înainte să o deschidem aș vrea să recreăm persoanelor din teren, să văd cum se creează acele zone de tip offline, vă ziceam. Pentru asta mergem pe setările hărții, mergem în partea de jos și trebuie să avem grijă să fie Enable Offline Mode activat, după care mergem aici pe Manage Areas. După ce bifăm butonul, se va trebui să deschidă setările hărții, vom vedea harta noastră web, cât și datele. Durează foarte puțin până se încarcă datele, până se încarcă datele. Aici cred că ține de conexiunea mea la internet.
Fac un pic un mic refresh. Acum, s-au încărcat datele și aici avem conductele noastre simbolizate cu negru de data aceasta, iar utilizatorii sunt aceste mici căsuțe. Și mai avem pe conducte, mai avem câteva seturi de date specifice rețelei de gaz. Moment în care, dacă mergem aici pe Create Area, putem să desemnăm o zonă în harta noastră care să fie downloadată de lucrătorii din teren în mod offline. Pentru asta va trebui să schimbăm aici numele hărții și trebuie să-i spunem hartă corector Dorobanți, că este în zona de Dorobanți, voi face eu. Putem să atribuim un nivel de detaliu. Acel nivel de detaliu se descarce harta, se observă, pot să merg până la nivelul de detaliu de clădire, detaliu de clădire, de tip clădire, sau până la cameră. O să mergem la clădire, buildings, și nu vreau de la world, vreau să fie vizibilă de la nivelul de cartier. După care putem în partea de jos să mai bifăm, să fac anumite update-uri pe pachetul respectiv. În cazul de față nu este necesar. Utilizând ulterior acest buton, vom trasa un perimetru, iar acel perimetru va fi descărcat în zona de offline. Din păcate, mutăm pe acesta puțin, mai aici. Așa. Putem să facem și mai mare și lăsăm așa. Iar acum, bifând butonul Save, va încerca să împacheteze acest perimetru și această hartă corector Dorobanți, utilizatorul din teren, să o găsească în mod offline. Nu stau până aici până împachetează, mergem puțin mai departe, lăsăm să lucreze și intrăm în aplicația Workforce, vă ziceam, aplicație destinată pentru crearea și administrarea task-urilor. Aici vedeți deja aplicația deschisă, dar o să mergem în spate pe proiect. Și o să încercăm să o reconfigurăm astfel încât să vedem toate setările care se pot realiza pe ea. Moment în care dacă identificăm proiectul nostru și anume rețea gaz, mergem pe butonul Config și aici o să vedem în partea de jos că avem niște statistici. Spre exemplu, avem 3 utilizatori care lucrează pe acest proiect, avem 4 assignment-uri atribuite și putem deține 2 hărți web. Una pentru persoana de la teren și anume dispecerul, cât și o hartă pentru persoana din teren. Nu insistăm foarte mult aici, mergem mai departe și anume mergem pe assignment type. Iar aici vom crea noi un nou assignment. Pentru asta va trebui să introducem aici un nume și anume o să zicem inspecție Dorobanți, bifăm type și assignmentul se duce în partea de jos și se adaugă. Așa se adaugă assignmenturile. După care mergem pe tabul Users să adăugăm utilizatorii în cadrul proiectului. În cadrul proiectului avem deja atribuiți anumiti utilizatori, putem să-i ștergem, spre exemplu, o să ștergem pe Alexandru Vasile și o să mă șterg și pe mine ca și worker. Nu mă șterg. Ci îl voi aduce din nou pe Alexandru Vasile și aici o să-i zic Mobile Worker, o să bifez Add și adăugăm ca și worker. Următorul pas este integrarea aplicațiilor cu aplicații terțe din platforma ArcGIS și anume, dacă doresc ca persoana din teren să vizualizeze task-urile în timp real prin Workforce și să ajungă la task-ul respectiv și să colecteze date, va trebui să utilizeze aceste aplicații de tip Collector for ArcGIS sau Navigator. Navigator for ArcGIS pentru navigarea la task-ul respectiv, iar Collector pentru colectarea sau editarea datelor din teren. Explorer for ArcGIS am discutat mai devreme, sau dacă doresc să folosesc și chestionare inteligente, pot utiliza acest Survey 123 for ArcGIS. Următorul pas este să, în partea de jos, este să expandăm location tracking. Dacă bifăm aici Enable, ar trebui să avem noi bifat în hartă sau să vedem cum se plimbă pe persoanele prin teren, să vedem, ni se vor genera track log referitor la zona pe care au prins-o cei din teren. Nu este nevoie, așa că o să debifez disable deoarece nu am pe nimeni în teren momentan acum. Mergem pe overview și vom seta proiectul să pornească și anume o să-i spunem open project. Moment în care proiectul se deschide pe zona Dorobanți,
Vedeți că în spate nu există și acea hartă offline pe care eu am descărcat-o, aceea este de street în Collector for ArcGIS. Iar aici, ce trebuie să facem este să vizualizăm utilizatorii și să adăugăm un assignment. Ca să adăugăm un assignment, nu este necesar să facem felul următor. Fie să mergem în partea de sus și să căutăm o adresă, fie dacă nu, să punem un punct pe hartă. Oricare dintre modalități este ok. Putem să spunem strada Roma 25. Nu există strada... A, scris Roma, scuze. Strada Roma numărul 25. Dacă merge pinul, ni se pune pinul pe locația respectivă, dacă bifezi butonul Create Assignment, se va crea un assignment acolo. După care se va deschide fereastra pentru creare de assignment și ne va spune ce doresc să fac aici. Și o să-i spun inspecție dorobanți, adică assignmentul va fi de tip inspecție dorobanți, că suntem pe zona de inspecții dorobanți. Va trebui să-l aloc unei persoane, și anume usilarul Florin Dumitrașcu. Pot să dau și o prioritate, vedeți, în partea de jos, și o să-i spunem că este are critical și va trebui să realizeze acest assignment până la 14.03.2020, până la ora, haideți să fim mai indulgenți, până la ora 1. Putem să trecem un ID de assignment-ului. De obicei, acest ID se preia din sisteme terțe. Și putem să trecem și o descriere, cât și să selectăm un fișier de tip media, adică să-i atribuim o poză dacă dorim assignment-ului respectiv. După ce am făcut toate setările, va trebui să bifăm Create Assignment, iar Florin Dumitrașcu va avea acum un nou task pe care să-l rezolve. Următorul pas este să mă loghez pe telefonul mobil, utilizând userul meu din Workforce, moment pentru care o să merg aici pe Screen Stream Mirroring și o să încercăm să vedem acum dacă se vizualizează și telefonul mobil. Durează puțin, sper să fie ok, să se vadă, să nu s-a cadeze deloc, ia să vedem. Mai facem, ia să încărcăm pagina, poate merge mai repede așa. Așa. Să dau microfonul mai încet, că se produce microfonie. Moment în care vă ziceam că trebuie să merg pe aplicația Workforce. Dacă deschid acum aplicația Workforce, ar trebui să-mi deschidă proiectul rețea gaz, același proiect care a fost configurat și ulterior. Și o să zic aici, nu doresc să fac treaba asta. O să trag puțin imaginea mai aici, să ne deranjeze, și văd că am două assignment-uri. Am o validare, care nu are prioritate foarte mare, transmisă înainte să începem noi proiectul, și mai am această inspecție dorobanți. Va trebui să dau click pe inspecție dorobanți. Se deschide harta, se deschide assignment-ul. Acknowledge, încă nu s-a încărcat suficient de mult, urmează. Din cauza internetului. Și aici pot să-i spun că doresc să preiau assignment-ul. O să-i spun start. Iar după ce am spus start, în partea de sus, vedeți că am trei punctulețe, un butonaș cu trei punctulețe, pot să-i spun Collect Assignment. Asta înseamnă că eu am integrat Collector for ArcGIS să fie compatibil cu acest proiect. Merg pe Collect Assignment,
Iar acum în spate a trebuit să deschidă aplicația Corrector sau să mă întrebe ce aplicație doresc să deschid, Corrector din zona de beta sau Corrector clasic. O să deschid Corrector zona beta, just once. Se deschide Corrector. Așteptăm puțin să deschidă. A trebuit să deschidă corector acum și să mă întrebe ce hartă doresc să utilizez. Să-i spun harta pe care eu doresc să o utilizez, să merg pe zona respectivă, să încep să colectez date. Read timeout. Harta au timeout sau aplicația au timeout. O să deschidem acest set date gaze general sau hartă corector gaze. Haideți să căutăm hartă corector gaze. Și am harta corector gaze cu zona mea de download. O să fac download aia, dar o să dureze puțin și o să-i zic că nu doresc să fac download. Vreau doar să deschidă harta cu set date gaze general. Dăm OK. Și acum am zis noi că mergem pe zona de strada Roma, numărul 25. Vedeți că sunt mai multe opțiuni, astfel încât eu pot să zic correct here sau să zic direction, compass sau what to my places. Merg pe butonul de plus și aici pot să-i spun ce anume trebuie să verific sau ce anume trebuie să corectez. Și o să spun, nu știu, că s-a stricat un branșament sau s-a stricat o conductă. Asta în funcție de ce mi-a trimis persoana de la, prin cadrul intervenției aplicației Workforce. După care, după ce preiau task-ul respectiv, spre exemplu, haide să bifăm conductă. Vedeți că am acest other point, și anume aplicația clasică puneam eu cu cum am mergea să merg cât mai accurate, dar aici au făcut această cruciuliță astfel încât să fie cât mai de acuratețe cât mai înaltă. Ceea ce se întâmplă acum, eu sunt pe zona Pipera, în cadrul demo-ului și GPS-ul m-a pus automat în acea zonă, dar o să mergem pe strada Roma la assignment-ul de pe strada Roma numărul 25. Avem și numele poștale 23-25, cred că pe aici trebuie să fie. Asta nu e Roma asta. Asta e Washington. Și aia e Londra, de fapt, care o mai să vedem. Aici undeva. Aici trebuie să corectez și să spunem adun add point, după care trebuie să mă mânci stânga-dreapta, să-ți mai spun încă o dată add point și mi-a creat o nouă conductă. Va trebui să-i dau un ID, iar pe câmpul barcode, dacă dau click în partea dreaptă, pot să scanez un barcode, un cod de bare, astfel încât prin scrierea unei expresii în ArcGIS Online, în pop-up de tip arcade, el să preia, să-mi populeze automat datele de mai jos, material, data, instalare, tip conductă, dimensiune, inch, în funcție de cum a fost creat acel pop-up. După care se bifează butonul validare și se trimit datele către server, iar persoana din teren, după ce colectează date, trebuie să se reîntoarcă în Workforce for ArcGIS și punctului nostru să-i spună că a fost închis. Spre exemplu, am mers acolo, am văzut că este o problemă cu o conductă, am retrasat o altă conductă și spunem finish. Asta înseamnă că se observă că assignment-ul a fost încheiat cu succes. Acum, după ce am creat assignment-ul, o să vă arăt pe zona de hartă corector gaze, v-am zis, că avem acea conductă care deține acel barcode. Și se observă că există barcodul ca și câmp. Dar dacă mergem pe următoarea conductă, nu e asta,
Aceasta a fost scanată cu barcode și barcode-ul a populat automat aceste câmpuri. Pentru că în partea de sus am descris barcode-ul ca fiind ce reprezintă fiecare grup de litere sau de cifre, reprezentând material sau dimensiune, dată, oră, cât și nivelul de dimensiune al țevii. Pentru a crea aceste barcoduri, trebuie să mergem, am zis, pe conductă, pe puncte-puncte și mergem în zona de config pop-up, iar pentru asta bifăm barcode, mergem pe setări și aici trebuie să vedeți exact cum este configurat acest barcod. Astfel încât, exact ce făceam mai devreme, este luat fiecare grup de cifre în parte și de litere și este atribuit anumite valori, care la sfârșit, prin scanarea unui barcode să procureze automat anumite date pe care le citește din barcode, evident. Asta ar fi pentru zona de workflow și corector. Ce mai vreau să vă arăt este partea de Explorer, că am vorbit noi despre Explorer și am deschis această fereastră în Explorer, în care utilizăm aceeași hartă și același set de date, doar că aici în Explorer, mai puțin că s-a impresia că s-a blocat puțin, ia să vedem dacă se observă mai bine așa. O să deschidem din nou harta. Asta a deschis foarte mult timp și am impresia că s-a blocat. Mai puțin. Ok, mai pe mine ca și poziție pe pipera, ceea ce este corect, dar mergem aici pe zona de lucru. Noi am vorbit și de partea de Explorer și vă ziceam că puteți să creați marcaje. Pentru a crea marcaje, vedeți, în partea dreaptă sunt toate butoanele, putem să căutăm în seturile noastre de date anumite adrese sau în seturile de date, putem să vizualizăm straturile tematice din cadrul hărții sau putem să creăm marcaje. Pentru asta se merge pe butonul Edit, cum eram mai devreme, și se creează un marcaj. Se ia din partea de jos de aici un anumit marcaj, se pune în hartă, iar pentru acest marcaj putem să trasăm o linie. Spre exemplu, vezi că nu ai făcut bine, nu știu, la adresa aceasta va trebui să mergi, pentru că s-a mai întâmplat ceva. După ce se creează marcajul și se simbolizează, este nevoie ca să fie partajat. Pentru aceasta bifăm butonul din partea de jos a ferestrei. Și aici putem să share-uim ca și markup sau putem să share-uim ca și screenshot. Noi o să spunem să fie share-uit ca și markup și o să bifăm ArcGIS Online și o să-i spunem markup ianuarie 13 și o să fie vizibil doar cu ESRI România. În momentul în care dacă dăm save, acesta ar trebui să ducă în ArcGIS Online ca și serviciu, markajul respectiv. Ne reîntoarcem în ArcGIS Pro, mergem pe zona de catalog, și aici căutăm Mac. Și vedem că este markup ianuarie 13 20 cu 20. Rom, clic cu tasta din dreapta și spunem Add to Current Map, moment în care marcajul ar trebui să aduc aici, în zonă. Cam asta, fiind zona de mobile. Ce vreau să vă mai arăt acum este următorul pas. Noi am făcut partea de assignment-uri doar din Workforce, dar assignment-urile pot veni și din sisteme, nu știu dacă terțe, ci din seturi de date diferite, să-i spunem așa. Moment pentru care dacă mergem pe Geoprocessing și mergem și căutăm tool append, vedeți că avem aceste sesizări. Aceste sesizări, fiind cu toate cu roșu, vin din zona de survey 1, 2, 3. Și o să zicem să ne atribuie ca și assignment-ul persoanelor din teren, aceste puncte din survey. Moment în care mergem pe input dataset și bifăm sesizări, iar la target dataset o să spunem că vrem să mergem pe assignment. Input schema must match. Nu ar trebui să potrivească și o să-i spunem use the field map. Moment în care bifăm run, rulează instrumentul în spate,
Iar acum, ce o să facem? O să debifăm aceste sesizări, de sesizări și o să deschidem tabela de atribute pentru assignment-uri. La status, o să le avem pe cele cu nur. Dacă cele cu nur vom trece assign sau o altă categorie, ele ar trebui să apară pe hartă. Și vedeți că s-a afișat primul assign. Ia să-i spunem și in progress, completed, doar ca și test, ca să vedem cum se materializează pe hartă. Se observă în spate, se materializează pe hartă. După care, dacă bifăm și worker ID, dacă am ști worker ID-ul fiecarei persoane, ele s-ar aduce de aici, direct în Workforce for ArcGIS. Dar nu cunoaștem și mergem și spunem, bănuiesc că ar fi 2. Să vedem. 2, 2, 2. Următorul pas, după ce adăugăm assignment-urile respective, este să ne verificăm cum că ele se văd și în Workforce. Așteptăm să termine Processing Update Table și mergem în zona de Workforce și deschidem proiectul nostru. Rețea GAS, Open. Vedem că sunt mai multe assignment-uri acum. Vedeți că s-au atribuit. Și toate s-au atribuit lucrătorului FD, pentru că am trecut acel ID 2. După ce am atribuit assignment-urile în aplicația Workforce, ne reîntoarcem în hartă set date gaze general și vedem că acesta este dashboard-ul în care sunt integrate toate seturile de date în cadrul unei singure hărți. Și vedem că aici avem investiția pe rompere la nivel de conducte, avem lungimea conductelor și putem să selectăm fiecare conductă în parte și ni se va afișa un pop-up, iar conducta va fi selectată în hartă. Deținem zona de sesizări, vedem cine a sesizat și unde sunt localizate sesizările pe hartă, precum și tipurile de sesizări, cele mai mari sunt consum contoare, asta înseamnă că cei mai mulți au avut probleme cu contoarele. Iar în partea dreaptă deținem acești consumatori și vedem pentru fiecare consumator în parte presiunea la nivel de contoare de gaz, de conductă. După care în partea dreaptă avem date citire și aici avem un istoric, astfel încât avem date pe mai mulți ani. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat și sper să ne auzim. Mulțumesc! Cam asta ar fi la ceea ce m-am gândit eu pentru zona de mobile. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi scrieți pe adresa de e-mail fdumitrașcu@esri.ro. Și numărul meu de telefon ar fi 0720 900 302. Mulțumesc mult! Vă aștept să-mi scrieți și să ne auzim la telefon.